Inconștiența hoților care jefuiesc autostrăzile pare să nu aibă limite. Se fură până și dalele de beton și gardurile de protecție de pe marginea autostrăzilor. Din această cauză se pot produce accidente rutiere grave. Dar ăștia cine? Sunt tot ăștia ai zonei, nu? Cine aici? Tângală. La fierbe. Se le ducă la fierbe? Da. Și cât se scos pe ele ca să merită să fură? Păi, sunt la ei contează. Orice furat de la drumuri reprezintă un element de siguranță și aduce atingere siguranței rutiere. Zilnic, de pe autostrăzi dispar și cabluri de fibră optică, folosite la panourile de avertizare, telefoanele de urgență și indicatoarele rutiere. Ar trebui să avem astfel de panouri odată la câțiva kilometri, astfel încât șoferii să poată să știe din timp, să știm în momentul în care avem condiții neprielnice condusului la viteza de 130 km la oră, pe cum ceață, zăpadă, polei, ploaie, torențeală și mai departe, acestea toate ar trebui să fie pe panoul de informare. O soluție pentru a putea stăvili avalanșa de furturi de pe autostrăzi ar fi montarea de sisteme de supraveghere video și audio pe întreaga rețea de drumuri de mare viteză. În prezent, astfel de echipamente se regăsesc doar pe un sfert din rețea.